În aceste zile, cele mai izbutite metafore sunt cifrele. Copilul român, alocație de 243 de lei pe lună, copilul refugiatului 3700 de lei pe lună. Dacă un ucrainean face cât 15 români, atunci îi va învinge fără noi păruși. Mult succes! Ca la mondialele de fotbal, unde românii sunt doar telespectatori.